Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane. La această oră venim în casele domniilor voastre cu emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre codul serviciilor media audiovizuală, lege care a fost astăzi revotată după ce președintele Dodon a refuzat ca să o promulge. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm împreună cu Aurelia Peru, ex-președintea Consiliului de Observatori, doctor habilitat, decanul Facultății de Jurnalism Științele Comunicării a Universității de Studii Europene din Moldova. Bună seara! Bună seara! Și cu domnul Fadei Nagacevski, avocat. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic! Bună seara! Domnule Nagacevski, vreau să încep această emisiune cu dumneavoastră prin a vă informa, a cere cel puțin punctul de vedere raportat, iată, la această lege, la codul serviciilor media audiovizuale. Haideți să facem o incursiune sub aspect istoric. Anul 2006 a fost adoptat prezentul cod al audiovizualului, care până la ora actuală mai este în vigoare, iarăși la sugestia organismelor internaționale și a experților de aici, din țara noastră, care considerau că este oportun a adopta o nouă legislație în vederea reglementării audiovizualului de la noi. Iată, a trecut practic o perioadă de 12 ani, revenim de unde am pornit. Experții zic că este un cod epuizat și a fost nevoie de a adopta alte reglementări. Care e viziunea pe care o împărtășiți? Era cazul a reveni? Dacă să vorbim la general, cod audiovizual care se abrogă prin urmarea adoptării noului cod al serviciilor media audiovizuale, este un cod destul de bun, este un cod european. Problema este că un pic au evoluat anumite relații sociale. Din punct de vedere juridic au apărut anumite reglementări suplimentare în cadrul Uniunii Europene, a apărut o directivă suplimentară de prin 2010 și scopul respectivului proiect, în principiu, privind ajustarea cadrului legislativ la directiva europeană. Întrebarea care mi-apare mie prin prisma principiului oportunității, chiar era imposibil de implementat respectiva directivă în cadrul codului audiovizualului care deja este, cu care Consiliul Coordonator de Audiovizual deja a învățat a lucra, Consiliul de Observatori de asemenea, în principiu, cunoaște cum să-l utilizeze, inclusiv Știrile Radio Moldova, tot cunoaște. Și radiodifuzorii, distribuitorii de serviciu au anumită previzibilitate în ceea ce privește cum să aplice normele codului audiovizualului. De altfel, dacă să luăm prin comparații cu țara vecină România, ei de asemenea la codul lor audiovizual din 2002 l-au modificat și l-au introdus pur și simplu pe prevederile din directiva europeană în codul audiovizual deja existent. După mine, din punct de vedere al oportunității juridico-politice, respectivul cod al serviciului media audiovizuale va crea doar un haos, o perioadă de instabilitate, de incertitudine care va fi utilizat în vederea monopolizării totuși spațiului informațional. Este vorba de un interes politic, să spunem, a guvernării, înainte de alegeri, de a crea o anumită presiune asupra unor radiodifuzori care nu le sunt controlabili de către aceștia. Și datorită acestui fapt, de ce să faci și printr-un nou cod și nu printr-o lege simplă? O lege mică este cu mult mai ușor de dejghecat opiniei publice de o explicat. Când e vorba de un cod de peste 70 de pagini, este cu mult mai greu de intrat în esență, deci opinia publică o să trebuiască să treacă mult timp până când opinia publică va înțelege în ce constă în genere esența respectivul cod audiovizual. În același timp, haideți să ne amintim că ei au încercat prin intermediul legii antipropagandă, care așa zisă legea antipropagandă, acea lege a fost declarată constituțională de către Curtea Constituțională, dar în același timp exclusiv Mediu a denunțat-o la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și cererea nu a fost declarată inadmisibilă, ea și acum stă, adică își așteaptă rândul pentru a fi examinat. Înțeleg că în condițiile în care deja se adoptă nou cod de serviciul media audiovizual, va fi nevoie de reactualizat acea cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Evident, eu nu pot să contest întreg spectru de norme din codul serviciul media audiovizual. Nu, mare parte dintre ele se regăsesc în actualul cod audiovizual, dar există anumite norme care sunt ascunse. Deci se ascund problemele se ascund în detalii. Sunt câteva norme care vor crea probleme radiodifuzorilor, inclusiv și autorităților de stat, inclusiv Consiliul Coordonator Audiovizual, care eu cred că va fi aruncat într-o stare de imprevizibilitate cum să aplice corect normele codului audiovizual, astfel încât să nu se ajungă la limitarea libertății de exprimare și să găsească ce balanț între drepturile individuale și interesul general al societății. O să fie greu, o să vedem, dar sunt convins că o să avem mari probleme în domeniul libertății de exprimare după adoptarea respectivului cod al serviciilor media audiovizuale.
Stimată doamnă, dumneavoastră ați deținut funcția de președinte al Consiliului de Observatori pe lângă compania publică Teleradio Moldova. Vreau să încep de la fenomenul ăsta. Era aplicabil codul vechi, aș îndrăzni deja să-l numesc, și în același context vreau să vă întreb. Iată, au fost incluse o serie de noțiuni relativ noi pentru spațiul mediatic autohton. Vorbim aici despre discurs de ură, propagandă mediatică, dezinformare, dar și ceea ce iarăși foarte mult a fost discutat în societatea noastră este vorba de publicitatea politică. Cum ați primit introducerea acestor termeni? Așa, o întrebare de exhaustivă, că nici nu știu cu ce să încep să răspund. Haideți să începem de la publicitate. De la publicitate, nu. O să încep de la ceea că, răspunzând la întrebarea dumneavoastră, într-un fel o să îl contrazic pe domnul avocat și o să folosesc un alt limbaj, nu unul juridic, dar unul specific pentru mediul academic și jurnalistic, pentru că reprezintă anume aceste domenii. Referitor la faptul dacă a fost oportună votarea unui cod nou al audiovizualului, eu consider că da, pentru că noi trăim în altă epocă. Anul 2006 se deosebea radical, sau anul 2018 se deosebește radical de 2006, pentru că noi am ajuns în epoca războaielor hibride și a războaielor informaționale. Acest cod, desigur că are și laturi vulnerabile, ca și orice document, act juridic, mă rog, dar eu consider că el reflectă întru totul prerogativele sau directiva 2010 a Uniunii Europene. În calitatea mea de membru, ei bine, mai puțin președinte a Consiliului de Observatori, a companiei Teleradio Moldova, ne-am ciocnit de multe ori de anumite lipsuri din codul audiovizualului, inclusiv și ceea ce m-ați întrebat despre agitația, despre publicitatea politică. Vreau să vă zic că, participând la mai multe mese rotunde cu genericul comunicării politice, electorale, am atenționat asupra faptului că noi nu avem în legislație o definiție a publicității clară. Politice, clar, o definiție clară. Și asta era important îndeosebi pentru radiodifuzorul public. Și acum salut faptul că în articolul 73, dacă nu mă înșală memoria, a apărut, iată, acest articol despre publicitatea politică. Acum să vedem dacă actorii politici se vor conforma, pentru că înțeleg că astăzi a fost revotat, deja e vechi păcatul, deci elementul ineditului moldovenesc. În 14 zile, cred că Curtea Constituțională va decide, va fi suspendat din nou pentru câteva minute președintele, proiectul va fi promulgat de speaker, probabil că, și va intra în vigoare. Acest articol stipulează clar că publicitatea politică se permite doar în perioada campaniilor electorale. În felul acesta, ar trebui ca un spot care durează multișor, pare să mai mult de 2 minute și difuzat pe toate programele TV, inclusiv și cele care nu cochetează cu puterea, va trebui sustras, pentru că este vorba de fapt de o publicitate electorală a unui actor politic. Mai departe, Termenii de discurs de ură. De asemenea, este foarte binevenit faptul, pentru că în urma modificărilor care s-au operat în decembrie, dacă nu, în articolul 2, deci cu noțiunea despre securitate informațională, deci a apărut necesitatea de a analiza, de a include în cod și a da definiție unor concepte ca dezinformare și propagandă. Eu nu sunt în detalii pentru că ține mai mult de domeniul științific, dar eu am rezerve vis-a-vis de noțiunea de propagandă mediatică, pentru că ea se explică pentru un termen
care la fel trebuie descifrat. Propaganda este o acțiune de persuadare. Dar ce înseamnă persuadarea? Dar dacă intru în detalii, dar ăsta este domeniul meu de comunicare și de cercetare și mă tem că nu plictisesc telespectatorii, da. Deci dacă propaganda mai are tentă negativă, deși nu toată propaganda, când pentru este și propaganda de stat, atunci actul, persuasiv nu are nimic cu negativul, cu peiorativul, din potrivă, este o acțiune pozitivă de argumentare pentru a convinge, a schimba opinia și respectiv comportamentul. Domnule Nagachevski, iată, vreau să ne oprim la acest termen, discurs de ură. Ce poziție împărtășiți? Bine, până la ajunge la discurs de ură, eu constat un singur lucru. Deci se vede că campania mediatică de influențare a opiniei publice a funcționat și astăzi actorii în comunicare, specialiști în comunicare, oamenii implicați în, cumva în procesele politice, deja în principiu a influențat opinia publică. Eu vă citez articolul 73 din lege. Vă rog. Publicitatea politică. Publicitatea politică se difuzează în conformitate cu codul electoral și legea cu privire la publicitate. Da, astăzi cum se difuzează? Nu tot așa se difuzează publicitatea politică. Nu este pentru asta adoptat regulament suplimentar de către Comisia Electorală Centrală, care e instituție de reglementare. Ce inovații noi vedem respectiv codul electoral? Asta e partea a doua. Da. Eu vă arăt. Aliniatul 2. Este aliniatul 2, dar aliniatul 1 citiți. Deci așa ceva nu era. Eu vă arăt ce aici am proiect. Posibil mai este vreun proiect definitiv care nu care am citit clar că se interzice, doar de s-a intervenit azi vreo modificare și eu. Probabil eu sunt careva modificări, da. Eu nu știu. Eu vă spun, eu am luat, că am căutat și eu chiar și expertiza Consiliului Europei și n-am putut găsi. Da. Mă interesa și am citit unde scrie clar că publicitatea politică a unui om politic... Publicitatea pozitivă sau negativă în legătură cu partidele politice, oameni politice, mesaje politice, este interzisă, cu excepția perioadelor de campanie electorală. A fost punctul 1 și punctul 2, publicitatea politică se difuzează în conformitate cu codul electoral și legea cu privire la publicitatea. Deci s-a limitat la perioada campaniei electorale. Da. Eu la asta m-am referit. Și astăzi, doar în principiu, codul electoral, asta și reglementare. Reglementează publicitatea politică în cadrul campaniei electorale și există reglementare în acest sens. Aceeași Comisie Electorală Centrală putea să intervină și spună că în afara perioadei electorale este interzisă publicitatea politică. Nu era nevoie numai decât de introdus respectiva normă, anume în codul serviciului media audiovizuală, ca să justifici într-o formă sau altă, să adopți un alt cod și 70 și ceva de pagini. Eu la asta mă refer. Asta este unica inovație în cod. Da. Deci, referitor la publicitate, eu salut reforma care se propune în codul nou referitor la interdicția plasării, cum se folosește, o să vorbesc în... Da. Limbajul din cod, discursului comunicării comerciale, a publicității, ca să fie clar pentru ascultători, telespectatori, da? De către compania publică, de către furnizorii publici de servicii medio audiovizuale. În felul acesta, eu cred că s-a degajat puțin piața publicitară și publicitatea pe care putea să o transmită, să o acumuleze compania publică, poate fi despărțită, difuzată, redistribuită între televiziunile comerciale. În primul rând, în al doilea rând, deci compania publică va avea posibilitatea de a plasa publicitatea doar în timpul transmisiunii, difuzării evenimentelor de importanță majoră. Și iată, chestia aceasta o salut și o consider o modernizare a codului audiovizualului. Să vedem numai ce regulament și în cât timp va adopta Consiliul Coordonator al Audiovizualului, ca să vedem ce evenimente vor include în această listă de evenimente majore. Domnul Gacevski, astăzi făceam, iată, referire la decembrie anul trecut, atunci când a fost în toată plinătatea ei discuția axată pe ceea ce numeam noi legea antipropagandă. În viziunea dumneavoastră, ce s-a întâmplat atunci? A venit cu adevărat o măsură care avea drept menire să protejeze spațiul informațional sau, din contră, să disperseze anumite lucruri? Bine, eu sunt convins că orice guvernare este interesată să impună monopolul informațional. Deci pentru orice guvernare este un pericol în cazul în care este diversificat resursul informațional. Deci și legea antipropagandă și codul serviciilor media audiovizuale astăzi sunt cu un singur scop adoptat, pentru monopolizarea pieței
informaționale. Deci formule de lucru cu radiodifuzorii privați și distribuitorii de servicii vor fi diferite. De la anumite acțiuni juridice, de la anumite constatări imprevizibile. Eu, pur și simplu, cu titlu de analogie am să vă amintesc cum a fost interpretată de către instanță de judecat agitația electorală în ziua alegerilor și ziua imediată. Deci o normă, ea există, însă ea a născut anumită imprevizibilitate datorită faptului că ea lasă loc de interpretare largă. Păi în domeniul libertății de exprimare, de asemenea, există posibilitatea de interpretare imprevizibilă a anumitor norme. Noi trebuie să ținem cont de tipul de Consiliu Coordonator Audiovizual care astăzi se alege. Deci se aleg 12 membri. Deci s-a mers pe formula... 9. Ok, 9 membri. Deci s-a mers pe formula unui Consiliu Coordonator Audiovizual mai larg, mai puțin specializat în domeniul audiovizual. Ca să nu mergem pe filieră greșită din start. Deci Consiliul Coordonator rămâne constituit din aceiași 9 membri, dar s-a extins Consiliul de Supraveghere. A companiei Teleradio Moldova. În locul de Consiliu de Observatori? Nu, eu vorbesc de Consiliul Coordonator Audiovizual. Păi nu le extind, am zis că e mai mare. Radiodifuzorii. E 9 membri, a rămas tot. A rămas 9, s-a exclus ideea cu 12 membri. S-a discutat inițial, aveți perfect dreptate. De ce își întreb? În orice caz, s-au diversificat calitățile profesionale necesare pentru a deveni membru al Consiliului Coordonator Audiovizual. S-a făcut, se dă impresia că politicul va avea posibilitatea de a interveni mai puțin sau dacă o va face, pentru că politicul oricum găsește, ca și firul acela de iarbă, găsești totdeauna o fisură, chiar și prin faianța cea mai rezistentă. Vedeți, eu astăzi, privindu-i pe membrii Consiliului Coordonator Audiovizual, ei totuși sunt mai specialiști, deci se selectează din domeniul de specialitate apropiat audiovizualului. Prin respectivele norme ale Codului Serviciului Media Audiovizual, în principiu se diversifică posibilitățile de a accede în funcție de membru a Consiliului Coordonator Audiovizual, ceea ce presupune deprofesionalizarea în principiu acestui institut. În condițiile în care se deprofesionalizează, să-i spunem, vine unul din actorie, nu știu, din varii domenii care este de parte de specificul media de spiritul libertății de exprimare în sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Cine aștie actoria nu are tangență cu libertatea de cu modul de aplicare de a produce. Noi vorbim audiovizualul care reglementează produsul. Consiliul Coordonator, eu vorbesc în domeniul modului de sancționare a radiodifuzorului. Eu nu vorbesc de activitatea normală. Eu înțeleg, în condiții de normalitate, un asemenea CCA este super perfect. Eu sunt de acord. Dar putem fi siguri că va fi pus în realitate? Problema este în condițiile actuale ale Republicii Moldova, în condiții de campanie electorale, în condițiile în care tu introduci anumite, în condiții în care la noi există o divizare totală în societate, minimum 3 părți să divizate societatea. Să admitem că vine o anumită categorie de membri a Consiliului Coordonator Audiovizual cu o anumită viziune. Vă dați seama că sunt anumite televiziuni care prestează anumite servicii care deranjează, să spunem, mesajul la care pe care el acceptă. Prin prisma normelor imprevizibile, ca așa cel discurs de ură, ca așa ce se interzice orice emisiune care atentează libertatea de exprimare fără da o explicație suficient de largă, suficient de restrictivă. În condițiile date, Consiliul Coordonator Audiovizual ar putea să utilizeze într-un mod imprevizibil prevederile Codului Serviciului Media Audiovizual în vederea sancționării unor radiodifuzori mai puțin plăcuți pentru aceștia. În același timp, să nu uităm, eu nu știu, parcă nu s-a exclus norma care prevede că sancțiunile aplicate din momentul publicării monitorului oficial, ele devin executorii. Deci în condițiile în care CCAO are asemenea instrumente, există riscuri, planează riscuri asupra se vor face presiuni enorme asupra radiodifuzorului în vederea intervenirii în politica lor redacțională, astfel ca ei să nu fie sancționați. Noi cunoaștem foarte bine cum se petrec lucrurile, inclusiv la CCA. Chiar și astăzi sunt eu aici o să bat mingea cu dumneavoastră în poarta respectivă, pentru că și eu am picat un concurs la acest CCA. După tot ce a spus, deci am picat și eu. Deci, ca să fie clar, noi așteptăm ceva de la această structură nouă a audiovizualului.
pentru că sunt invitați și reprezentanți de la Centrul de Jurnalism Independent, așa, ONG-urile și ONG-uri, da, da, și Academie de Știință, iată, și reprezentanții ai opoziției, dar vă zic, teama mea este că, iată, din nou, reiez din specificul politicului sociopoliticul moldovenesc, că se vor găsi totuși niște mecanisme ca acest Consiliu Coordonator să fie influențat de interesul politic. Mi-e teamă. Domnul speaker, astăzi ne asigura că nu se va întâmpla. Toată lumea, nu știu, dar toată lumea știe, mediul jurnalistic se discută deja mai în glumă, mai în serios. Deci când expiră mandatul unui membru al CCA, cel puțin până în prezent, se discuta, expiră mandatul, ăstea este sectorul cui? Apeliștilor, apeledemiștilor, a comuniștilor. Așa. Deci toată lumea știe că este partajat. Deci sectorul albastru, sectorul roșu, sectorul așa, mai că... Doamna Peru, eu vreau să revenim un pic la ceea ce se numește... Aici suntem, da, ceea ce se numește audiovizual public, da, pentru că în esență el există din banii contribuabililor, din banii fiecăruia dintre noi. Și vreau să vă întreb, cum ați perceput iată prevederile noului cod? Pur și simplu, schimbarea din Consiliul de Observatori devine Consiliul de Supraveghere, uh-huh, și, de fapt, mandatul este de 6 ani. Pornind, iată, de la realitatea în ceea ce se numește audiovizualul public, aceste modificări de esență, nu știu, sau de structură, oarecum vin să schimbe ceva sau lucrurile rămân așa? Ce se întâmplă cu audiovizualul, cu compania publică, da, iată, din perspectiva aceasta? Deci, da, se extinde numărul de membri ai Consiliului de Supraveghere, care va, da, fi deja. Acolo se explică, de fapt, schimbarea denumirii prin faptul că Consiliul de Observatori, într-un fel, este tratat ca un observator, ca un grup de observatori, da, dar supraveghere, deci grupul supraveghează, intervine, gestionează, da? Deci se extinde de la 9 membri la 15 și iarăși în virtutea codului nou se fac niște restricționări, da? 5 persoane, nu mai puțin de 5 persoane din administrația publică locală, cu excepția municipalității Chișinău. Dacă nu s-au făcut schimbări careva, da, astăzi, da, eu astăzi am posibilitatea să urmăresc. Deși mă întreb cam după ce principii s-ar alege acești 5 din care unități administrativ-teritoriale. Mă gândesc că în cazul în care vor fi tocmai 15 membri ai Consiliului de Supraveghere, bănuiesc sau sper că concursul pentru alegerea directorului general, pentru că deja va fi un director general, da? Va fi unul mai obiectiv. Mai obiectiv. Sunteți optimistă, da? Vreau să fiu optimistă, da. Temerea, adică, nu că temerea, ceea ce se discuta intens în societate, atât timp cât se frământa revizuirea codului, pentru că are o istorie veche, a început încă din 2009, când președintea Consiliului a Comisiei Parlamentare era membru Partidului, da, Liberal, așa, încă în perioada aceea era interesul mare de a modifica codul. Apoi, în 2010, s-a schimbat președintele comisiei, a revenit altui partid politic, s-a mai temperat, pentru că unii membri ai comisiei erau cu chiar gestionau afaceri în media, da? Și iată, în sfârșit, deci abia acum s-a ajuns, dar se discuta atunci că este posibilă divizarea companiei publice, radio și televiziune. Rămân împreună aceste entități, doar că nu vor mai fi doi directori generali și președintea companiei, va fi doar un director general și mi se pare Și doi adjuncți și mi se pare că se dau împuternicire foarte mari directorului general a radiodifuzorului public, pentru că acesta... Deci dacă până în prezent directorul radioului și a televiziunii erau de asemenea promovați după în concurs care susțineau în cadrul Consiliului de Observatori, deci acum aceștia doi adjuncți, unul care va gestiona televiziunea și unul care va fi responsabil de radio, va fi desemnat de directorul general. Ceea ce înseamnă că cam după principiul învingătorul ia tot. Învingătorul ia tot, ia echipa. Deci dacă va avea noroc dealul Schinoasei de un om integru, obiectiv și profesionist, atunci ar fi bine. Dar dacă se va întâmpla viceversa,
Da. Domnul Găcevski, eu vreau să revenim un pic la realitatea politică de la noi și să discutăm ce urmează să se întâmple. În linii mari am discutat, dar vreau să deschidem parantezele. Iată, această lege a fost revotată. Acum urmează ca președintele sau să se conformeze sau să fie suspendat în contextul ceea ce spunea doamna Pero. Vreau să aflu de la dumneavoastră, ar fi fost firesc ca acest cod să fie analizat și consultat mai pe îndelete cu societatea civilă, să se țină cont de pozițiile tuturor părților, haideți ca să nu se ajungă aici, vă rog, punctul de vedere. Eu am să vă citesc extras din rezoluția Parlamentului European, critică din 2018, la punctul 14. Parlamentul European invită Parlamentul Republicii Moldova să consulte societatea civilă și mass media independentă înainte de adoptarea finală a noii legi audiovizuale și să respingă reformarea cu dublă destinație. Își exprimă îngrijorarea cu privire la capacitatea media independente locale și de opoziție din Moldova, care, printre altele, nu dispun de resurse suficiente de a aplica cerințele din noua lege privind conținutul local obligatoriu. Deci noi avem o anumită opinie expusă de către Parlamentul European, unde ei se sesizează anume riscurile politice în privința respectivului cod al serviciilor media audiovizuale. Da, ei recunosc, într-adevăr, cu ajutorul Consiliului Europei, în 2010 a fost pregătit acest proiect. Ulterior, în 2017, a intervenit Freedom House și ambasada Marii Britanii, unde a fost ajustat suplimentar la așa zisă noțiune de propagandă și luptă informațională și s-a primit un cod deja struțocomilă. De ce eu îi spun struțocomilă? Fiindcă există două variante de luptă. Statele Unite are o anumită viziune cu privire la o anumită strategie de luptă informațională. Uniunea Europeană are alte strategii. Iată, în respectivul cod, noi iarăși am încercat să prindem doi iepuri și mă tem că nu o să prindem niciunul în condițiile speță și pur și simplu mai mulți radiodifuzori vor rămâne fără licență la o anumită etapă sau cu licențele cel sunt suspendate. De altfel, eu am o întrebare destul de neclară simplu, pentru mine. Deci, astăzi s-a lăsat Consiliul Coordonator Audiovizual discreția de retrage licența și producerea efectelor din momentul în care respectiva hotărâre este adoptată. Păi noi avem o hotărâre a Curții Constituționale din 2012, unde se privede expres că se declară neconstituțional în partea referitoare, deci legea de modificare din 2012, și în partea referitoare la devenirea executorie a deciziei CCA cu privire la aplicarea sancțiunilor de suspendare a licenței de emisie pentru o anumită perioadă sau de retragere a licenței de emisie. Deci ei au declarat ca fiind neconstituțională, reieșind din principiul din articolul 1 Protocolul 1 la Convenția Europeană, fiindcă licența este un drept de proprietate și în cazul în care tu expropriezi pe cineva de dreptul său de proprietate, trebuie să trecem printr-un proces de judecată. Și eu am mers pe formula asta. Atunci se mergea pe ideea că aceste penalizări oarecum vin gradual, de la atenționare până la limitarea scosului. Asta e, așa a fost, nu a fost altfel. Permanent a fost așa. Și astăzi e așa, dar problema este, licența este un drept de proprietate. Eu am plătit pentru dânsa, ea mi-aduce bani, mi-aduce beneficii. În condițiile în care licența este un drept de proprietate, în condițiile date trebuie să aplice anumite standarde suplimentare de protecție a respectivului drept de proprietate. În condițiile în care noi avem un CCA așa cum îl avem, reieșind din contextul politico-juridic al Republicii Moldova, lăsarea la discreție CCA-ului a respectivei probleme, noi vom reactualiza problema retragerii licențelor. Vă amintesc problemele care le-a avut NIT-ul, vă amintesc problemele care le-a avut TVR1, vă amintesc problemele care le-a avut și Pro TV. Dar în acest cod se merge pe ideea de 9 ani de valabilitate a licenței. Dacă... Și cu prelungirea unei singure dăți. Dar problema e să fie măcar pe 20 de ani, în condițiile în care tu vrei să-l sancționezi, îl sancționezi repijor gradual cât îți trebuiește și în 3 luni de zile l-ai lăsat fără licență. Nu este nicio problemă în privința la chestia asta. Vrei tare să retragi licența, o faci. O faci până la 24 februarie, așa că să nu mai rămână niciun post de televiziune independent cu licență. Eu nu văd pericolul acesta. Sper. Pentru că, o clipă. Noi, audiovizualul național funcționează în baza, este vorba de articolul 9, aliniat fracție, eu pricep mai puțin în chestiile astea, Z, da. X, ceva acolo, da? Cu privire la libertatea de recepționare a programelor. Pare să așa sună el. Deci, de fapt, ca să fie clar,
Ce aștepta Parlamentul sau opinia publică? Președintele va promulga acest cod? Deci era clar din start. Președintele a refuzat să promulge modificarea articolului 2, care include noțiunea de securizare informațională, și articolul 9, care interzice retransmiterea programelor cu conținut informațional, militar și analitic, cu excepția, deci pentru statele care nu au semnat Convenția Europeană a Televiziunilor Transfrontaliere. Deci, iată, sub incidența acestei convenții a căzut Rusia și Federația Rusă și nu doar. Deci, în spațiul CSI sunt vreo patru republici, pare Georgia care n-a semnat această convenție. Doamna Peru, mă scuzați că intervin, dar spuneți-mi, vă rog, ne putem pomeni la un moment dat că este aplicat efectul bumerangului? Stați că nu înțeleg în ce contest, că efectul bumerangului e prezent oricând în sociopoliticul nostru. Dar vreau să vă zic, haideți să privim global la lucruri, să ne amintim în ce context a fost modificate articolul 2 și 9. Deci, dacă vă aduceți aminte, în 2016 Putin adoptă doctrina, o nouă doctrină de securitate informațională în Rusia și argumentează atât de simpatic, trebuie să recunoaștem, că în felul acesta se încearcă, se găsește un mecanism de protejare a cetățenilor ruși de tendințele de demolare, fiți atenți, de demolare a valorilor morale și spirituale tradiționale Rusiei. Vedeți ce argument frumos. În 2017 se începe, deci, dialogul ăsta violent între, între Rusia și Statele Unite. Deci Rusia cere Statelor Unite presei străine, americane, să fie înregistrată în Federația Rusă ca agent străin. Aceasta însă a fost ca o replică, ca un răspuns la solicitarea Statelor Unite, ca Russia Today să fie înregistrat ca agent străin în Statele Unite, fiind considerat instituția principală de propagandă a Kremlinului. Și iată, în contextul ăsta, dar în 2015, deci, de fapt, istoria aceasta cu război informațional, cu este propagandă, ea exista totdeauna, dar a fost contur revigorată și a luat amploare în 2014 după anexarea Crimeei de Federația Rusă. Și atunci lumea a înțeles că informația, PSIOPS-ul, operația PSIOPS fac minuni. Abia în 2015 Uniunea Europeană a înțeles chestia asta și la nivelul Uniunii Europene a fost creat așa numitul grup de acțiune operativă, care a creat Direcția de Comunicare Strategică pentru Europa de Est, așa numitul East Stratcom, și pentru Arabie, pentru Arab East Stratcom, deci pentru zona arabă, da. Deci, și se investesc bani mulți. Americanii, am citit o informație că Departamentul de Stat și Pentagonul alocă vreo 40 de milioane, în 2018 au alocat vreo 40 de milioane de dolari pentru lupta cu dezinformarea. Doamna Peru, deci, spațiul nostru informațional era atât de vulnerabil? Și la noi s-a produs în contextul ăsta. Eu nu mi-aduc aminte de la ce tribună, dar știu că liderul PD a vorbit de la o tribună internațională, un fur ceva în Europa, unde a zis că Moldova este pericolul propagandei ruse, mai ales în contextul viitoarelor alegeri, și cere susținerea partenerilor europeni, iată, în modificarea cadrului legal și așa mai departe. Deci totul s-a produs într-un context. Și refuzul președintelui a fost un act de așteptat. Deci, eu înțeleg, eu nu fac parte din simpatizanții, deci nu intră în politică, dar președintele avea să fie, arăta jenant dacă promulga, pentru că președintele a refuzat să promulge articolul 2 și 9. Deci, într-un fel, gestul lui este simbolic și este un gest electoral. Și în felul acesta, președintele a rămas credibil pentru segmentul său, puterea credibilă pentru, în fața partenerilor străini pentru simpatizanții săi, așa ca să fiu mai... Domnul Gacevski, vreau să vorbim un pic despre transparența media. Da? Un termen iarăși utilizat frecvent în spațiu mediatic în ultimul timp. A venit să aducă acea rândunică ca să facă primăvară?
Sau ce s-a întâmplat? Eu sunt convins că în domeniul transparenței medii oricum nu va fi transparență. Transparența va fi relativă așa cum este și astăzi. Noi vom, o persoană poate aduce de proprietate. Vis-a-vis la proprietate. Vorbesc de proprietate. E atât de simplu de manipulat din punct de vedere juridic chestiunile respective, când nu poți tu să reglementezi într-o formă atât de exhaustivă transparență. Pentru ca să ajungi la transparență, trebuie să te coși din punct de vedere democratic. Tu trebuie să accepți problema respectivă, trebuie să fii sincer, în condițiile în care tu încă nu ești moral pregătit pentru a fi transparent, tu nu vei fi transparent. Ce legi nu am adoptat? Noi transparenți nu vom fi în continuare. Asta este... Noi poți... legi de toată mână. Dar ce sunt de comunicarea strategică? A spus un lucru într-adevăr extrem de important. Deci, într-adevăr, Uniunea Europeană merge pe ideea comunicării strategice, crearea anumitor blocuri de comunicare. Deci ei merg pe principiul educării cetățeanului. Da, educării. Strategia lor este proliferarea, diseminarea adevărului. Contracarându-se minciuna. Ideea fake news-ului, dar prin comunicare. Statele Unite merg pe formule de blocare. Iată, normele restrictive în principiu au intervenit respectivul proiect a codului de serviciu media audiovizual, după ce a intervenit cu finanțările Statele Unite ale Americii. Și eu de aceea și spun că s-a primit o struță, o cămilă. Noi, în principiu, și comunicarea strategică, în principiu, vrem să o includem în respectivul proiect, dar în același timp introducem și anumite norme restrictive care nu sunt acceptabile de către Uniunea Europeană. De altfel, noi nu suntem parte la vreun bloc al Statelor Unite, noi suntem parte la Consiliul Europei. Noi suntem parte la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Europeană a Drepturilor Omului și judecătorii Curții Europene a Drepturilor Omului un pic altfel tratează libertatea de exprimare de cum tratează judecătorii din Statele Unite ale Americii. În condițiile date, eu nu știu dacă respectivele norme restrictive sau de, cum să vă spun eu, de lipsirea diversității informației vor ține testul proporționalității în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Eu presupun că în continuare respectivul cod va fi denunțat parțial, evident că nu toate normele, anumite norme, probabil și tot, nu știu ce va face domnul președinte, deja asta consilierii lui juridici vor decide, dar presupun că el vor contesta în continuare la Curtea Constituțională a Republicii Moldova și nu exclud că vreun radiodifuzor se va implica pentru a denunța respectivele norme restrictive la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fiindcă după mine noi o să ajungem într-o situație de impas datorită respectivelor norme, pe toți ne paște riscul. Da! Să admitem, să acceptăm, să sperăm că normele nu vor crea efectele pe care noi nu ne le dorim. Eu sunt sceptic, noi trăim în Republica Moldova, eu deja nu mai am încredere, nu mai am speranță și nu mai cred în buna credință a politicianului la aplicarea normelor. Deci orice politician este dispus să abuzeze în cazul în care ferestruica este deschisă prin intermediul actului normativ. Așa se va întâmpla și în Republica Moldova. Am... Un respect deosebit pentru întreaga echipă care a lucrat asupra proiectul Codul Audiovizual. Ei sunt niște specialiști de marcă, de calitate. Ei au adus, vor cei mai buni să aducă în Republica Moldova. Problema că ei au adus pentru politicianul din Republica Moldova, fără a ține cont de specificul politicianului din Republica Moldova. Aici să-i dai asemenea norme, eu știți și încă un lucru ce poate să se întâmple. Astăzi acest proiect este prezentat ca venind din partea societății civile. El dacă va provoca anumite irregularități, guvernarea va spune că da, noi nu suntem vinovați, societatea civilă este autorul respectiv. Ce se întâmplă și cu reforma justiției? Astăzi, în principiu, guvernarea se dă la o parte. Se dă la o parte și spune, dar nu noi am făcut reforma respectivă. O fac anumite asociații obștești, respectiv toate pretențiile la asociațiile obștești și în genere se disociază de orice probleme care creează respectivele acte normative. Se aduc acte democratice și ele la noi se transformă în acte așa, moldovinești deja, datorită aplicărilor defectuoase și societatea civilă suferă și se discreditează. Asta este toată problema. Și problema, eu am spus-o colegilor de la autorilor respectivului proiect, preîntâmpinat. Băieți, o să se întâmple anume cei ce vă spun. Guvernarea îl va utiliza așa cum îi va trece prin cap și pe urmă la Consiliul Europei sau la Statele Unite o să denunțe eventualele irregularități pe seama faptului că dumneavoastră ați adus anumite norme care au dus la aplicarea defectuoasă. Asta e povestea drobului de sare. Nu, asta nu e povestea drobului de sare. Așa se întâmplă permanent. Până la urmă, într-adevăr, trebuie să remarcăm că elaboratorii sunt profesioniști de categorie, de talie și, într-adevăr, au făcut modificările
după standardele comunitare. Eu vreau să vă acord aceeași întrebare pe care am acordat-o domnului Nagachevski legate de proprietarul instituțiilor media. S-a discutat mult? Nu cred în transparență, ceea ce s-a reușit să se facă, dar cred că iarăși fără de impact, că s-au găsit alte mecanisme, deci s-a limitat câte proprietăți poate să dețină o persoană fizică, juridică, acolo două radiodifuzori. Da? Dar s-au găsit diferite supape, da, prin cesiune, prin, adică e clar, urmărește radiodifuzorul și înțelege că proprietarul este unul. În transparență nu cred, chiar dacă legea este bună. Ce urmează să se întâmple, domnul Nagachevski, poate către dumneavoastră acord această întrebare, cu radiodifuzorii locali și cei regionali? Pentru că am citit atent acest proiect, iată, spre exemplu, articolul 3 zice că furnizorii publici naționali va trebui să aibă cel puțin 10 ore pentru produs propriu, mă refer, cei regionali 8 ore și așa mai departe, ajungând până la furnizorii privați locali de servicii media cu cel puțin 2 ore. S-a redus. Da, vor putea ei să mențină acest plafon, să facă față? Da, prima replică în privința drobului de sare. Ce regim e? Întrebați-l pe domnul Vladislav Grebincea, care a adus anumite proiecte destul de bune pentru Republica Moldova. Ele au fost implementate defectuos și la moment, în principiu, el este expus criticilor, inclusiv din partea donatorilor din afara Uniunii Europene. Nu avem precedente, nu putem spunem despre drob de sare, fiindcă noi trăim în Republica Moldova și noi cunoaștem ce s-a întâmplat cu anumite granturi, cum a fost implementate de criticilor. Paradigma implementării moldovenești. Asta este, dar ce ține de subfinanțarea radiodifuzorilor locali și regionale, naționale, eu iarăși am să mă întorc la opinie expusă și prin întâlnirile care le-a făcut însăși Parlamentul European la rezoluție. Eu spus, țineți cont de faptul că la voi radiodifuzorii sunt destul de sărași. Ce se va întâmpla? Unii fie urmează să închidă din cauza lipsei de finanțare pentru a-și ajusta programele sale, ținând cont de noile condiții legislative, fie a doilea ori trebuie să-și caute granturi, să fie mai insistenți pentru a obține anumite sume. Fie vor trebui să încheie parteneriate cu oamenii bogați din Republica Moldova și astfel ei vor deveni din nou controlați. Respectiv este iarăși un instrument de inducere informații. Deci lucrurile sunt, de ce își spun, în detalii se ascunde diavolul în cadrul proiectului respectiv. Totul se va face așa ca să monopolizeze presa. Dumneavoastră, dacă observați, apare o platformă online, spre exemplu. Da. O lună, două, parcă lucrează, imediat se schimbă politica redacțională. Când și-ai pe analizat, deja înțelegi că unul de la guvernare sau altul de la guvernare deja. Eu vreau să rămân în albea acestui aspect, enunțat de către dumneavoastră. Regine zice că avem un minut jumătate practic la dispoziție. O clipă, dacă de ideea aia, că n-ai venit acum ad hoc vis-a-vis de radiodifuzorii locali și regionali. Iată, în contextul modificării sistemului electoral, sistemului mixt, s-ar putea să se găsească sponsori ai televiziunilor locale. Absolut. Iată, într-un fel sau altul, ați anticipat întrebarea mea. Dacă să pornim pe calea asta legală, căile de finanțare a unei instituții media, până la urmă, există din publicitate. Publicitate, sponsorizare, și donații. Da, astea sunt. Vroiam să vă întreb, în viziunea dumneavoastră, există un monopol al publicității în țara noastră? Eu n-am studiat fenomenul, dar mi-imaginez că televiziunile puterii sunt mai aproape de sacii cu publicitate, de safeurile cu publicitate, hai să zic altfel, de safeurile de publicitate. Nu știu, n-am studiat și nu vreau să... Domnul Gacet, și cu asta încheiem emisiunea. Eu nu am cunoștință în domeniul respectiv, ca să mă expun. În schimb, știu un singur lucru. Fiecare trebuie să depună efort în condițiile în care vrea să ocupe o anumită parte a domeniului publicității. Da, e greu. E greu, e foarte greu, dar pentru asta trebuie să fii și sincer și să nu te temi să-ți expui punctele de vedere. Fiindcă eu observ un lucru, astăzi radiodifuzorii în principiu se abțin în a critica pe cineva pentru a nu intra în conflict. Dacă vrei realmente să reușești, trebuie să fii
realmente independent. Altfel, eșuiesc. Apropo de publicitate, da. Dumneavoastră ați văzut ce se întâmplă la unele posturi de televiziune care până la pauză critică Partidul Democrat, așa, publicitatea așa. Spotului pro-Moldova și apoi iarăși revenim. Adică banul nu are miros și publicitatea... Smață, doamnă, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Domnul Nagacevski, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre și în același timp vreau să obțin promisiunea că veți mai da curs invitației noastre la emisiunea Reflector Analitic. Dacă m-am decepționat. Stimați telespectatori, cu părere de rău, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Eu, în numele întregii echipe, vă doresc o seară bună.